Mă numesc Lengyel Károly și sunt directorul tehnic al Castarom România S.A. Firma noastră se ocupă cu producerea plăcilor de compozit din lemn, pe bază de lemn, HDF fețe de uși, PAL, palme laminat, tăblii de mese și alte produse pe bază de lemn. Suntem o firmă multinațională și chiar destul de mare. În peste 10 țări ale lumii avem fabrici și reprezentanțe. Cu firma Leco colaborăm de 20 de ani, cred că. La început se ocupau de furnizarea pieselor de schimb, rumenți, curele și alte materiale, mai mult sau mai puțin speciale. În timp, această colaborare s-a dezvoltat. Am trecut la un pas nou, la diagnosticare, echilibrare, mentenanță preventivă. Iar în prezent facem inclusiv servicii de mentenanță cu ei. Nu am avut niciun fel de problemă, nici în vremuri bune, nici în vremuri grele. Ce pot să spun despre ei? Cred că cei 20 de ani de colaborare ar trebui să descrie tot, dar pot să vă spun că în vremurile când nu era atât de ușor să faci rost de personal muncitor sau anumite piese de schimb, cum au fost anii care au trecut cu pandemia, totuși Leco a făcut tot ce este posibil ca în timp util să fim serviți cu toate ceea ce am cerut de la dânșii. Întotdeauna a fost o relație mai mult decât parteneriat, o relație aproape de prietenie și să sperăm că va rămâne la fel și în următorii 20 de ani. În final aș dori să doresc atât patronatului cât și angajaților de la Leco să o țină tot așa și oricare ar fi mersul lumii și schimbările din lume, ei să rămână la aceeași linie dreaptă pe care și-au croit-o până acum. Aș dori să vă invit pe toți să urmăriți și episodul următor, probabil la altă firmă, probabil cu alte persoane, din săptămâna care vine.